Dragilor, numai și am venit de la o nuntă. E adevărat, am mâncat, am și plăcit. Am mâncat toate hălea, toate norozăile de pe lume, pentru că mâncarea asta pot să o mânc și în Banat, și în Oltenia, și în Ardeal, și în Moldova, unde vreți domiile voastre. Dar mâncarea pe care o să vă arăt eu acum, cred că n-ați mâncat-o și n-ați văzut-o niciodată. E mâncare de la nunta din Banat, nunta veche a bătrână de aici, de la Câlnic, pentru că mi sunt Câlnic. Un sat cu oameni gospodari, prevremuri, acu, cartier al Reșiței. Da, aici l-am găsit pe maestru Rică, care o să mă arace rețepturile de la nunta lui, de acum 56 de ani. Vă dați seama? He, he, he. Și pe lângă rețepturile alea, am și niște mici să crece, nu cu oale, cu ulcele, numai cu căldarea de aramă. Dacă nu mă credeți, haideți să-l căutăm pe maestru Rică să vă arătăm. Bună ziua și bună vreme, Uicarică! Bine, stau și mă gingesc, bă, când am văzut și aici, oare și-o fi? Că nu știu. De-aia întreb și eu ca ăla care o văzut pentru prima dată. Pentru ce ai făcut masa asta așa de mare, bașca ai făcut și o țără foc sub ea, și o oală cât o ace zălili, ai știut că vin eu la masă, de-aia ai făcut-o așa de mare. Ce fierbe în oala dumitale? Fierbem carne de vită. Așa? Pentru supă. Zupă de vită. Zupă de vită. Zică de vacă. Așa se zice, de vacă la noi. Da. Supa de vacă și pregătim noi acum, s-o mâncat la mine la nuntă. La dumneata la nuntă. La mine la nuntă s-o făcut. Supă de vacă, carne de porc, cu varza fiartă, varza așa, acră. Să zicem că eu vin la nuntă. Am venit atunci, na, mă rog, nu da. Atunci, dar am venit la nuntă. M-am pus la masă, primul fel de mâncare care mi l-au pus? Răchia. Primul fel de mâncare, răchia în Banat. Al doilea fel, tot răchia. Al treilea nu mai contează. Așa. După am găsit prămasă răchia. Da. Așa. Când a venit vremea să mâncăm, ce ne-a pus în tăniere? Ne-a pus zupa de vită. Zupa de vită. Zupa de vită. După care se pune carnea de vită. Să scoace? Carnea să scoace din căldare, că așa. E căldarea mare de 300 de litri. Aulele. Merge o vacă în ea. Atunci, în aia mare? În aia mare, da. Ați auzit, dragii mei, 300 de litri da. O căldare. O să și vă arăt. S-o scos carnea? S-o scos carnea, se tranșează, se pune pe... Pe tăniere mai mari. Mai mari. Și de acolo fiecare își scoace și hreanul se pune tot așa. Deci felul 2 a fost carne de vită cu... Carne de vită cu... De vacă, de cu, vacă hrean. Cu hrean. Așa, bun. Da. Iar am mai jucat, iar am mai băut răchie, da. Iar așa, iar m-a luat cu foamea, iar m-am pus la masă. După care se pune pe vremea aia nu s-o știut de sarme. Sarme. Nu s-o făcut de sarme, pentru că au fost multe lume, au fost 600 de persoane. La dumneata la nuntă 600? 600. Acum mă întreb și eu, dragii mei, ascultați aici, Uicarică, și cam câtă răchie ar bea 600 de oameni la o nuntă? Depinde, că nu trebuie mulți. Mulți, dar buni. Buni să fie. Cam câtă răchie s-o bău la dumneata la nuntă? 300 de litri. 300 de litri la 600 de oameni. Dacă stau bine să mă gândesc, cam 2 oameni la litră. Cam pe așa. Da. E bun, e bun. Și vin? Și vin iar, așa, iar cam așa. O fost nuntă? Nuntă, nuntă, da. Nuntă a fost. Da. Bun. Și la noi nunțele să fac să țin 2 săptămâni. Cât? 2 săptămâni. Păi prima săptămână... Cu plânsul mă ia numai când au 2 săptămâni. Prima săptămână să aduc prăjini, să face cortul. Așa. Și în săptămâna aia și le dai să mănânce la oameni și se poate, și le face gazda. Și se poate, să taie răchia oaia, în primul rând și după aceea restul. Să taie oaia, să face de mâncare. Și atunci... A doua săptămână începe pregătirea. Să gata nunta. După care a doua săptămână... Să strânge cortul. De luni să strică cortul și să mută la Cuscri, dincolo. Oh. Deci acolo. Odată la casa Mirelui, și odată la socrii mari și odată la socrii mici. Da. Acolo iar să face cortul, iar altă săptămână. Fraților, să mai veniți pe la nunț, pe la Câlnic și să întrebați de Uicarică, că vă spune și vă dă și n-ați văzut în viața voastră. Acum nu se mai face așa. Bun. Uite, eu cât am stat de givan cu dumneata... Amintiri. Deja, amintiri, da, amintiri frumoase. Da. Cât am stat de givan cu Uicarică, parcă iar m-am luat cu bătăi de lingură la foale, am mâncat zamă de vacă. Am luat carnea din zamă și am mâncat-o cu hrean, iar am mai jucat, iar am mai givănit, iar m-o luat cu bătăi de lingură la foale,
Și m-am pus iar la masă și m-a adus gazda. Carne de porc. Așa. Cu varză fiartă. Cu curec de alacru. Cu curec iacru. Păi carică, nu. Până când s-au făcut mâncăruri din ăștia? La nunți, la botez, la pomene, la ce s-au făcut? S-au făcut până când nu s-au mai făcut în căldare de mari, pentru că nu mai avut voie să taie vaca. Aha, pe vremea aia când era interzis tăiatul lui vacă, n-ai mai putut să tai vaca. Așa. Și atunci au făcut în oale de 50 de litri. S-au dus și au cumpărat pui de la alimentare, de la găini de alea înghețace. Așa, s-au făcut zupă din alea. S-au făcut și nunta mai mică. De nu la mai așa. Fost atâția. Nu mai fost atât, s-au lăsat-o la 200, la 150. După care, după 2000 încoașa, au stricat-o de tot. Că venit firmele ăștia de... venit firme de ăștia. Catering. Dar s-au dus la... S-au dus la restaurante și numai s-au pus la masă. Ui, Caric, ia să-mi spun dumneata ce rog frumos. Ce ai pus în zama asta de vacă? Cum ai înșeput? Ce ai făcut? Carne de vacă. Piept de vită. Piept de vită. Un piept de vită. Are și o țără rond și o țără os? Are, da. Pentru că osul are și el rolul lui. Dulceața. Dulceața, da. Păi. În care am mai pus morcov, pătrunjel, două șepe. Rădăcină de pătrunjel. Rădăcină de pătrunjel, da. Și șepele văd că le-ai lăsat așa mari, nu le-ai tăiat. Le scoți afară. Vine scoasă afară, carnea scoasă afară. După ce scoacem carnea și zarzavaturile, punem tăieței. Dragii mei, după cum vigeți, pot să-i zic o masă, o pat. Nu știu cum e mai bine, ori masă, ori pat. Dar știu de un lucru, mă, când erau nunțele aici la Câlnic, tot ce vegeți aici era plin de oale. Plin de oale, ia ghingiți-vă. Zama de vacă se pășea în căldare de aramă, nu? Da. În căldare de aramă. Uite, acum, eu iau o țără figeu ăsta și îl pun ca să deie undă așa. Și în ăsta de băgic se pășea curechiul cu carne, nu? Se pășea friptura de porc. Friptura de porc. Înainte vreme aveau oamenii și vaci și porci? Da, aveau alor. Alor? Nu trebuiau să cumpere din altă parte. Nu cumpărau. Altfel nu puteau să facă. Ieșau în pierdere. Dacă tot cumpărau. Să faci o nuntă și să cumperi porci, să cumperi vacă și să cumperi... Și la nunta dumitale s-au dat daruri în bani sau s-au dat daruri cu țoale, cu... În bani. În bani s-au dat. Dar s-au dat puțin. Că nu au avut când au fost bani. Au fost 25 de lei de persoană. Hai, dragii mei, 25 de lei de persoană. Bine, suta de atunci era... erau bani. Da. Și să câștigau greu. Dar era și rușine dacă ce chema și să nu ce duci. Era un contabil care scria prin caiet. Cât o dat fiecare? Cu tare o dat 100. Cu tare la 100 veneau 4 persoane. Ei. Și când fășea el nuntă, trebuia să pui cât o pus el, dar banii au crescut, vă las tot de valorizat. Nu ce mai puteai duce cu 50 de cu 25 de lei. Așadar, dragii mei, să știți că asta era un fel de ajutori pe care îl dăgeai cu împrumutul, i-a givărat, pentru aia care plecau la drum împreună când erau cineri. Și de-aia o rămas așa cu tuma la noi. N-ai mai dat bani atunci așa ai strigat, o rămas plicul, dar tot ajutor se cheamă și tot cu împrumutul. Pentru că atunci când faci tu, vin la cine și îți dau înapoi. Bine, și cu inflația, că nu, acum o fi dat eu mai bani mai puțin când noi fi fost cineri și când mă duc la bătrâniță dau mai mult că na. S-au înschimbat prețurile, asta e, ce să faci? Toace să-mi schimb acum. Toace. Păi, Carică, nu mă o țără, ce rog eu frumos. Zic. Lasă-mă să iau o dărabă de curec de alacru să văd dacă... Tare mi se pare că e cam... De la întărț. E cam sărat. Uh-huh. Este. Nu mai pun sare și punem numai sarea în bucate. De la Timișoara punem. Dragii mei, bănățanul la varză mi-a zis și e curechi, să știți. Ăsta e curec de alacru, adică de din ăla năcrit, murat, așa. Și bag de-o seamă, pentru că încă nu s-a făcut varza, asta e curec de la întărț. Adică de anul trecut.
A costat suficient de mult la saramură. Cred că trebuie când îl scoți, musai să-l pui o țăr în apă să se desereze. Da. Îl mai desărăm noi un pic. Oameni buni, dacă la nunta lui Icarica cu 56 de ani, 25 de lei a fost meniu cu ghilimele de rigoare și ai mâncat zupă de vacă, carne de vacă cu hrean, curec de lacru cu carne de porc și sosițură cu mac, astăzi cam de 20 de ori a crescut prețul, deci în 56 de ani, și bineînțeles meniurile sunt din ce în ce mai sofisticate, nu? Adică înainte la banii ăștia aveai mâncare multă, bună și gustoasă, dar nu așa sofisticată. Nu s-au făcut sarmale și... meșpaisuri de noștea cu creme și cu menuni. Da. Cine crezi că mai vine să mai facă zupă de vacă și... la căldarea mare. Da. Acum n-ai văzut sculptoare la aia, pune prăplită, prănu... nu mai stau. Acum o duc bine bucătarii. Răgicam căldările alea... căldările mari de 300 de litri, le-a trebuia luat jos. Erau puse prăiepamuri. Adică? Bătuți niște stâlpi de băgrin, așa, tari în pământ, tri? Legat, da, legat cu lanțul de sus și erau aduse niște druji de fier. Niște druji de fier din aia de pe la CFR-ul cu care împingeau vagonul. Aha. A, tari. Și aia se punea în lanț, căldarea se punea sus, pe lanțele alea, și atunci subia fășa focul. Și cum o luai de acolo, la 300 de chile, câți oameni trebuia? Era vreo 6 înși, era 3 de-o parte, 3 de alta. Cu drugul ăla așa luau? Da. Dragii mei, rânduiala e rânduiala aici la noi în Banat, mai ales la nuntă. După cum vigeți, răinilii, cratețele și tot ce vegeți aici, și-a spuse cu socoată. Adică acolo ferbe curechiul cu o țără de carne de porc ca să fie mai dulce. Aici se face friptura de porc. Aici avem zama de vacă. Dar tot ce trebuie o țără facem foc. Că nu le-am pus în taină numai să ne uităm la ele și să zicem, noi facem mâncare pentru nuntă. Dar ca să vigeți și-o însemnat nunta aici și am Banat, mai ales la Câlnic, am eu un prece bun care știe a givăni mult mai bine și mai fain ca și mine. Ia ca că mă ieșesc și rima. Și de-aia, numai câta vreme să ne lăsați, până dau ele undă și să fric și asta, eu să mă duc la Givan și să aflați și dumneavoastră împreună cu mine cum erau nunțele înainte vreme aici. Hai, nu bun. Ia uitați să veți. Vegeți de ce n-am luat pe pătru cu mine, că e bun de cărat căldarea mare. Da, dar nu intră pe ușa. Nu intră pe ușa. Un pic așa întâmplă. Gata, gata. Păi dacă am adus-o eu cu matizul, îți dai seama ce mașină mare e matizul. Da, e numai bun cât intră în căldarea în el. Bine, nu mai băgai nimic în matiz decât căldarea, atâta. Păi nici capota n-am mai închis-o. Vezi? Calitate. Cine a avut o căldare de aramă, așa, înseamnă că a făcut parte dintr-o familie de stărită. Oameni... și mai ales una din asta mare. Așa. Dacă... s-a întâmplat că omul nu a avut bani să-și plăcească impozitul la timp sau știu eu ce datorii. Când a venit priceptorul, ce crezi că-ți confisca prima dată? Căldarea de arabă. Și mai ales dacă era așa de mare. Era un obiect prețios. În căldarea asta încăpea o vacă și poate că mai ceva pe deasupra. Pe lângă vacă. Asta e celebră de 300 asta, de litri. Asta e mare, da, cea mare. Astea alte sunt pentru diferite probleme ale casei. Ai făcut o dulceață sau știu pecmez. Eu ce. Da, pecmez. Dar ce este interesant, da, și asta trebuie neapărat să știți, dragii noștri, este că această căldare nu are puncte de sudură. Totul este nituit, este făcut ciocan și nicovală. E bătută tabla asta până se îmbină singură. E ceva fabulos. Se văd niturile aici la mânere, da, și niturile jos, de îmbinare la fundul căldării. Da. Deci chiar este un lucru nemaipomenit. Și este recomandată pentru supe, știu eu, pentru ceea ce trebuie fiert. Pentru carnea de... fierbe repede, cuprul se încinte iuta. Păi da, și e o temperatură omogenă. Adică...
Peste tot. Peste tot. Peste tot, da. La carnea de porc nu merge aici. Că iuta să frige, să perpelește, da, nu-i bună. Da, nu, nu, trebuie la băgic. de fontă, de altceva. Deci, dragii mei, da. Închipuiți-vă așa cum spunea și Uicarică, o căldare, uitați, asta de 300. Păi mă, fraților, când e plină de zupă, da? Păi cum Dumnezeu să o clintești tu unul singur? Trei oameni de-o parce, trei dai la altă. Mai era bașca prinsă în lanță? Deci, ia pune mâna pe aici, țără, Petre. Da. Dragii mei, în sfârșit, vezi, dacă șeri, cine șere nu pere, dar nici omenie n-are. Am aflat și epamul. Ăsta este o rangă care era folosită la căile ferate. Foarte zdravănă. Și așa era ori. Da. Și se prindea cu lanț, cu lanț și se ridica în funcție de cât era focul de puternic. Deci vă dați seama, da. Mă, românul inventiv, epamul, probabil o denumire germană, oțelul de la Reșița românesc, căldarea de aram adusă de la austrieci și mâncare o fășeau românii, unge, la cânlic, zeamă de vacă, să știți, cu tăiței de casă. Au, lălă, de-abia aștept să gust. Dragii mei, am tot povestit ce a însemnat căldarea de aramă pentru el care o a avut-o. Adică a fost într-o familie mai bogătană, cu a avut căldare. Dar să știți că și istoria asta căldărilor este foarte, foarte interesantă. Adică înainte vreme, dacă ai avut năcaz, o veni perceptorul, ți-a luat căldarea, că a fost cel mai important lucru pe care a putut să-l găsească la tine în gospodărie. Adevărat, da? Da. Mai departe, au fost vremuri când nu au mai fost folosite, au fost ascunse. Păi s-a schimbat regimul, da? Așa? Și nu mai aveai ce să pui în ea. Nu mai aveai că nu ce mai lăsa stai vaca. Și dacă te prindea cu ea, ți-o confisca. Înainte de 89, regimul de atunci... Regimul comunist nu permitea atât, nu era permisiv. Nu, cel puțin pentru gospodărie. Le stătea în gât dacă tu aveai prea mult. Și atunci au ajuns să le ascundă. Ascundeau care ponger putut, pe la sălaș, prin pădure, prin... Așa. Au venit 90, da, alt regim. S-a schimbat asta și atunci au început le-au redescoperit? Să le mai scoată care le-au mai avut. Pentru că mulți, spre exemplu, eu cred că au vândut la... Fervechi. La romi. Așa? La fervechi. Și din ele s-au făcut cazane. Dragii mei, m-am tot fălit cu căldările noastre de aici de la Câlnic. Dar am adus sau am venit la o căldare care vă arată, dragii mei, cât îi dă bătrână și deși aici s-au tot folosit căldările de aramă. Știi cumva, Petre, de unde i-a dus? Iară i-a dusă de la Imperiu? Păi de la Viena, de unde să fie, că toate s-a dus de acolo, de unde să fie. Că țiganii noștri încă nu știau să facă, dar uite-te la îmbinări. Da. Uite aici, îmbinarea. Tot așa bătută. Da? Nu m-a bătut. Uitați aici, aici. Se vede așa. Da. Nu există lipitură, nu există sudură deloc. Îmbinarea doar, ia să vedem și fundul. Nu. Ia. Așa, auzi cum sună? Da. Dragii mei, v-am tot arătat căldare mare, căldare mică, v-am făcut capul varză cu căldările mele. Dar cum o fi mâncarea făcută în căldare, asta numai dacă maestorul Rico o gătat și pot să vă arăt. Măi, fraților și surorilor, căldarea ca și căldarea, mai mult goală decât plină. O să vină vremea când o să fie și plină. Da, cum o zis Uicarică, mă, voi viță-ți buni de trimis după moarce, că nu mai veniți așa iuta înapoi. Și că, mă, las-o în naibii, mă, durează mai mult să filmezi o căldare goală decât o mâncare la nuntă. Omul nu mai a avut răbdare, s-o apuca și-o dogătat, aproape tot, numai cât să apucăm să băgăm la târban. Acum venim cu tăieței. La atâția litri de zupă, cam câți tăieței? La nuntă când faci sau la botez, când faci în oala mare de 50 de litri, așa, trebuie pus 5 pumni de aia mare, așa. Dragii mei, pentru că noi, ca așa cum am zis, când ne-o trimis undeva, uităm să mai venim înapoi, că givanul nostru e lung, iată că n-am prins baș tot rețeptul de curechi. Uicarică, să-mi-l spun, ce rog frumos, să nu plec de aici, de la mâncarea asta de nuntă, fără să aflu rețeptul de curechi. Am tăiat curechiul alacru, da? L-ai spălat o țără de sare, l-ai pus la fiert cu niște carne de porc, dar și ai mai pus aici, că eu văd că mai este ceva. Da, am pus frunze de dafin. Așa? Ca să-i dea un... O 4-5 cât ai pus? Da, un condiment, depinde câtă cantitate ai. Așa. Și am pus... Orez. Am pus o mână de orez. Ca la să, și avem noi aici. Da, ca să lege.
Dar n-ai mai imediat pus șapă, morcone, n-ai mai pus nimic. Nu, asta nu se pune șapă și morcone. Aici la dumneata nu se pune. Păi nu facem ciorbă de varză. Dragii mei, cred că mâncarea asta pe care v-am arătat eu azi de la nunțele ale bătrânei din Câlnic, nu mai cred eu să se mai facă așa iuta. Și oameni ca ui carică, îi nu mergești de le dau o mână, atât de puțini ori mai rămas. De-aia noi, ai de la Sarea în Bucace, asta am făcut azi. V-am adus nunta a bătrână din Câlnic, mâncarea de la nunta a bătrână din Câlnic, să vegeți cum se fășea înainte vreme. Și gusturile numai dacă veniți și le probiți. Dragilor, gustul ăsta pe care mi-a rămas mie în gură acum și în suflet, de carne de vacă cu hrean, se datorează în primul rând lui Carică. El a gătit mâncarea de la nunta lui, de acum 56 de ani. Bine, receptul de atunci, poate și mai vechi. Vreau să-ți mulțumesc lui Carică pentru că mi-a arătat cum să mânca înainte vreme la nunțele de la Câlnic. Și noi vă mulțumim pentru că ați poftit pe la noi ca să mai arătăm rețepturile ale vechi. Din vechi, cum am crescut noi și cum... Și vă mai invităm și cu alte ocazii, că noi știm nu numai zupă de vacă să facem și carne, facem și numai carne de oaie, mâncare bună. Dragii mei, dacă așa sună invitația, păi să mă credeți spre cuvânt că nu o fi ultima oară când o veni la Câlnic. Vreau încă o dată să-i mulțumesc lui Carică și lui prietenul Pătru pentru tot ce m-au arătat aici și givanul și rețepturile. Și baș așa cum zicea uica Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, stomacul al deșept, ține mincea sănătoasă. Și mie nu-mi rămâne decât să-mi scot pălăria și să vă zic, bățuc prăsăturace ca la Sarea în Bucace. Cine? Eu, Liuț. Hai, noroc!